Dragile mele și dragii mei, bine ați venit la Beauty Talks, podcastul în care discutăm despre frumusețe în toate formele ei. Asta cu frumusețea este foarte amplă, știu. Nu cred că o să o terminăm niciodată. Sper că o să avem episoade peste episoade în care să putem să dezbatem acest lucru. Însă vreau să vă reamintesc că frumusețea vine în toate formele, în toate culorile, în toate texturile și în toate mărimile. Și în mod sigur e ceva ce trebuie să cultivăm fiecare la noi, așa cum putem, așa cum știm, așa cum ne dorim. Invitatul de astăzi este, ce să zic, creața mea preferată. <laughs> Yeah. <laughs> hello, draga mea! Bună, hello, hello, <laughs> Diana Sar, nu știu dacă are nevoie de introducere, o vedem, o știm, o iubim. Actriță, model, influencer și ce mai urmează? Ce mai urmează? Urmează tot pe partea de actorie, un spectacol la Teatrul Național, la care lucrez acum. Excelent. De-abia aștept să, să merg. Am și făcut un bil că o să mă duc să văd piesa în care uh, Diana o să evolueze. Însă, până atunci, vreau să-ți mulțumesc că ai acceptat invitația. Mulțumesc pentru invitație. De obicei, suntem de vorbă în salon. Da, exact. <laughs> Am zis, haideți să stăm de vorbă și la mine acasă. Unde e foarte frumos. <laughs> și să, să vedem, așa, ușor-ușor, uh, cum a început Diana tu în, drumul acesta al frumos ne știm de destul de mult de timp. De când eram foarte mică. Știu! Mică, 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 Câți mică. An aveai? 16 ani, 16. eram micuță rău de, de tot, da, de mică, Perfect. mică. cred că am lucrat printre primele shooting-uri, cred da. că am jucat împreună. Da, 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 nu? erau printre primele mele shooting-uri. Da. 15-16 da, și... ani aveam. Da, da, în zona, în zona, aveam în zona asta. Aveam o părul mai lung. <laughs> exact. Fără breton. Și era foarte, foarte diferită în peisajul acesta al frumuseții. În momentul în care a apărut Diana a schimbat un pic lucrurile, pentru că așa cum vedem, este o frumusețe diferită și are un păr absolut superb. Mulțumesc, mult. Uh, iar în perioada aceea, lumea nu prea era cu părul creț. Mai degrabă îl întindea, îl acoperea, îl... <laughs> modificar. Nu l iubea așa cum este el și cum cred că îl iubim astăzi, ceea ce da. este absolut extraordinar. Așa este, foarte des și în shooting-uri mi l-îndreptau foarte des, cred, cred că și pentru că mă face să par un pic mai matură și eram și foarte mică, dar <laughs> acum e o perioadă în care toată lumea iubește părul creț și sunt foarte recunoscătoare că și eu de la o vârstă destul de mică l-am iubit, că se spune că fetele care au părul creț îl vor uh -huh. drept și invers, eu de foarte mică mi-am dat seama că trebuie să fiu recunoscătoare și că e o binecuvântare pentru mine să am părul da. așa. Da, ești o inspirație din punctul acesta de vedere. Să știi că de fiecare dată când postezi ceva cu tine, îmi scriu foarte multe fete. Ce face Diana ca să aibă părul ăsta așa de Sunt convins, sunt convins <laughs> că și ție îți scriu fetele și te întreabă da, da. tot felul de lucruri. Și de asemenea, îmi place că ești foarte curajoasă cu părul tău. Foarte multe fete care au părul creț nu își fac breton, de exemplu, pentru că o să aibă impresia că nu le va sta bine părul. Știi, pe când tu ai avut curaj da. să încerci tot timpul. Da, dar lucrul... știi că un pic m speria când eram acolo, Știu. adică m-a ajutat, că eram hotărâtă și voiam și un pic și mă gândeam, poate nu și tu mai mai uh, susținut și m-ai încurajat da. să continui, că at fix când m-am pus pe scaun am gândit... Totuși, dacă s-a prins uh, sabotorul, da, știi, da, a zis, da, dar, dar, dar dacă. Dar dacă, fix, fix atunci, și m-ai ajutat tu și foarte bine, o decizie foarte bună, pentru că se așează ușor, eu nu-i uh -huh. fac nimic în afară de cremă, nici lasă să se usuce natural, dacă da. pot, nici măcar difuzor și gata, atâta. Asta este, Asta nu? e stylingul. Și da. în același timp este foarte recunoștibil pentru tine. Într-adevăr, Foarte, uh... foarte, exact, e trademark da. ca lumea pe, pe tine. spune un pic cum a fost pentru tine evoluția asta. Practic ai început să faci modeling, erai conștientă cât de frumoasă ești? Mm, nu eram... Cam, Cam târziu am început să devin conștientă de asta și să devin conștientă în, în sensul în care să fiu recunoscătoare. Parcă am trecut, când eram la 15-16 ani, eram așa un pic mai ca gâsca prin apă, așa, treceam <laughs> cum, prin lucruri. Cum suntem toți? <laughs> da, adică mă gândeam, uite, pot să fac și asta, îmi place, că îmi plăcea că trebuie să am o atitudine diferită, că aveam oportunitatea să port haine pe care nu le-aș fi purtat în mod normal. Mm -hmm. Asta mă intriga mai mult, dar nu eram conștientă de aturile mele sau de faptul că mă ajută mult personalitatea, când într asta m-a ajutat să iau clienți și să rămân cu clienți și să mă rebucuiască de mai multe ori. Uh -huh. Și mai târziu mi-am dat seama de asta și am început să fiu recunoscătoare. Este o chestie foarte interesantă că mă ajută și personalitatea. Ce vrei să spui da. prin asta? Uh, vreau să spun nu că... e suficient să fii doar frumos. Uh, nu. <laughs> uh, dăm răspunsul răspunsul, uh, politică uh, corect, nici, nu, nu. nu. Nici pentru modeling, <laughs> pentru că dacă nu transmiți ceva, dacă nu ai un caracter, nu care se vede și în fotografii, sau că nu poți să transmi, pur și simplu, că poate ai un caracter frumos, uh -huh. dar ești blanc. Când ești în fața camerelor, nu poți să ajungi la un anumit nivel. Dar, în ceea ce privește castingurile pe care le avem, sunt foarte multe și am mers mult și în străinătate, sunt uh -huh. foarte multe modele frumoase, care transmit, care au dimensiunile potrivite și tot. Dar, la casting, cine este în evidență? Cineva care are personalitate. Trebuie să fie o conexiune între da. client și model, nu numai despre cum arată. Cred că este partea asta a noastră, care este proprie fiecăruia, pe care, dacă nu o cultivă, din păcate, în timp, poate să i fie în detriment, ca să spun da. așa. Adică e ceva ce trebuie să se dezvolte tot timpul și ceva de care trebuie să devii conștient. Da, și să nu ascunzi pentru că eu am făcut greșeala asta okay. și fiind mai mică, dar în continuare și acum la vârsta mea de aproape 28, fac 28 în martie. Așa, dar când eram mai mică, mă refer la 15-16 ani, mă duceam la castinguri și încercam să-mi diminuez personalitatea asta care e un pic Uh, nu e neapărat mai copiloroasă, mai energetică, dar voiam să par mai așezată decât uh -huh. sunt și tocmai atunci în perioada aia n-am luat așa multe castinguri și când m-am dus am decis să zic mai Așa cum sunt eu, mă duc dacă mă plac bine, dacă, dacă nu mă luați oricum, așa, nu e, nu bine, e bine, dacă Da, nu... fix atunci am zis, A, ce mișto e, și la shooting și ce ne-a plăcut, și personalitatea ta, și cum, și atitudinea ta, și energia ta, că uneori voiam să par mai doamnă, cred, atunci când eram mică, nu știu cum să zic, cred că, era dorința cred... aia să par mai mare. Da, tot timpul, cred că atunci când suntem la 15-16 ani, vrem să părem puțin mai mari, după aceea ne prindem că nu e treabă. Da, și după <laughs> aia vreau să par cum sunt, că poate mm -hmm. pentru unii acum personalitatea mea nu e așa așezată și și-ar dori să fie altfel, mm -hmm. doar că eu prefer să merg cu și să lucrez cu oamenii care mă plac așa cum sunt și Dar care mai apreciază este, să știi că momentul asta în la care mine. cumva nu mai încerci să mulțumești pe toată lumea, ci încerci să ai o relație bună cu tine, momentul în care lucrurile se schimbă. Exact, fix așa este și am experimentat Sii? pe pielea mea 100% acest Da, cred lucru. că de fapt asta este asta este cheia și nu doar în modeling, adică cred că este valabil în viață, în, în viață. momentul în care ești așezat în tine și încerci să pur și simplu să ai o relație bună cu tine, să respecti ceea ce ești, să cultivi ceea ce ești, să accepti ceea ce poți să îmbunătățești sau să accepti că unele lucruri poate nu o să-ți placă la tine, că asta este situația, da, și... și, să accepti faptul că pentru unii s-ar putea să fie enervant sau pentru unii s-ar putea să fie nepotrivit sau pentru unii s-ar putea să fie, ce știu, oricum altfel. În momentul ăla, cred că se așează lucrurile și poți real să te bucuri de experiența asta comună pe care o avem, o avem cu toții. A început cu modelingul, însă cumva personalitatea asta a ta a, 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 cred că a vrut mai mult. <laughs> <laughs> Ce s-a Într întâmplat? Într-adevăr, <laughs> mie mi-a plăcut de când eram mică actori. mi-a mi plăcut să fiu pe scenă de când eram micuță, din clasa 4 -a, am avut... Uh... Făceam drama dramaterapie și venea o fată din Franța care făcea exerciții cu noi și îmi plăcea foarte mult. Era mai mult pe emoții atunci, trebuia uh -huh. să arătăm emoții. Ea ne punea o melodie, uh -huh. mi-aduc aminte de exercițiu ăsta Ce și fain. noi trebuia să arătăm emoția respectivă. Okay. Și eram în fața colegilor și mi-aduc aminte că era o melodie care exprima furia și am luat la un moment dat un scaun fără să-i pun în pericol real și m-am dus către ei și am văzut că am fost așa de asumată în acțiunea mea și că ei au avut o senzație sau s-au speria puțin. Și atunci am zis, îmi place foarte mult să dau, să dau sens... cu scaunul în oameni. <laughs> Să ofer senzații oamenilor, să, să le schimb starea, atunci la nivelul ăla de ghidă uh -huh. cum eram. Și mai târziu am făcut teatru în liceu și mi-a plăcut să experimentez să trăiesc alte vieți, cumva, prin rolurile pe care le fac, trăiesc o altă viață. Și încetul cu încetul m-am dus mai adânc în asta uh -huh. și am ajuns în Teatru studențesc Podu, este un teatru pentru amatori, înainte să dau la un ATC. Acolo am început să lucrez pentru un spectacol și să am spectatori care nu sunt de la liceu. Uh -huh. Și lucrând la acel personaj, mi-am dat seama că asta e ceea ce îmi place cel mai mult să fac. Adică, mai mult decât, mă rog, la nivelul, când eram mică, mai mult decât să merg la petreceri, mai mult decât orice, asta îmi place cel mai mult și, din fericire, e o meserie. Și gândindu-mă mai bine, mi-am dat seama că eu simt că pentru asta mi-au fost dat foarte multe aturi. Uh -huh. Că deja atunci aveam 19 ani, 18, ani, 19 uh -huh. și deja începeam să mă gândesc. Dar de ce am primit mai multe lucruri? Adică... Nu ai simțit sensul, ai primit? Am simțit că am fost conștientă deja de atunci că am primit câteva... Dar de multe am grijă, le întrețin și vine și aportul meu și vine și munca pe care o depun eu. <laughs> ne poți um, spune? <laughs> da, sigur. dar În primă fază m-am gândit că am primit... Atotul de a putea să exprim mai ușor okay. decât alte persoane, poate, mm -hmm. fără, fără exercițiile de la teatru. Că după am început să conștientizez, Nativ, să lucrez. Da, ta da, naturală. da, da. Da, și capacitatea asta de a avea o imaginație care îmi permite să mă pun în anumite situații foarte ușor. Mm -hmm. Și am zis, trebuie să folosesc asta cumva. Apoi mă gândeam și la aturile mele, la frumusețe, adică la. Atunci când ne-am primit, da, 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 da adică da. pe lângă cea interioară care e foarte importantă, mă refeream și la aspectul fizic. Cum pot să dau înapoi, să doresc înapoi, că eu am primit, e un dar și sunt foarte recunoscătoare. E, e foarte important că spui lucrul ăsta, să știi da, că mi se că pare sus, că e o realizare foarte mare. Da, și sunt și conștientă și de aceste lucruri și zic cum pot să le dau înapoi sau de ce le-am primit, ce uh -huh. pot face cu ele mai departe. Și m-am gândit că într adevăr e ceva mai mult decât modeling pentru că și în modeling exprimi și în modeling ai personaje diferite, dar este mai limitată paleta cu care te poți exprima da, pentru da. că este foarte mult și despre estetic. Și rezultatul final este folosit de... cam în același fel. Da, da, exact. Și în vreme ce în actorie ai mult mai multe stări pe care le poți juca, mult mai multe tipologii de personaje, e o plajă foarte mare în care te poți juca mai mult. Așa este. Și cumva așa m-am gândit să mă duc către actorie. Am avut tot felul de momente în care mi era foarte greu să aleg între modeling actorie, că nu prea poți să le faci pe amândouă la un nivel înalt. Modelingul trebuia să plec din țară, însemna că actoria deja nu, da, nu îmi permiteam, adică afară nu puteam să fac încă nu aveam un showreel ca acum. Acum aș putea să mă duc, mai încerc și eu pe la un agent, poate pe la un casting, am un showreel, dar atunci nu aveam încă nimic, aveam Era chiar început. Așa am avut, am jonglat mult cu asta până când m-am dus mai mult către ceea ce e pentru sufletul meu și am pus pe locul doi modeling-ul și am mers mai mult pe actorie, dar în prezent jonglez cu ele, însă, într-adevăr, actoria e mai mai sus Asta și este e excelent. o prioritate. Știi, în timp ce îmi vorbea așa, te ascultam pur și simplu fascinat de ce spui, dar știi ce simțeam? Simțeam că ești efectiv un cărător între lumi. Mi se pare că asta faci. Și călătorești din lume în lume, din personaj în personaj, din stare în stare, cumva și ai capacitatea să ne aduci suveniruri, să ne aduci de acolo niște lucruri, să le vedem și, și noi. Da. Mi se pare că ai ales ceva foarte frumos. Este <laughs> într-adevăr o meserie foarte frumoasă și mie îmi place mult pentru că prin, o să duc lumea într-o poveste, o poveste care poate să-i facă să se relaxeze, să se distreze, sau poate o poveste în care, nu știu, să le dă așa o idee să se gândească la anumite lucruri pe care le fac, să corecteze anumite lucruri mm -hmm. la ei și pot să iau în poveste asta cu ajutorul celorlalți actori, al regizorului, depinde de proiect întotdeauna, dar. E, e ceva pentru oameni da. și, și pentru mine, că și eu mă simt foarte bine cred, Adică cred că este... e, e foarte plăcut și E foarte frumos să lucrez în detaliu Și să nu fie Ceva monoton, adică nu-mi imaginez Că aș fi putut să am o meserie Monotonă în care Imaginația mea să nu fie folosită și e foarte frumos și foarte recunoscutare că poți să fac asta. Că și că e și o meserie, la... că <laughs> exact. eu o fac de plăcere și o, fix la asta nu, mă gândeam. nu, o băgai tu în caien, o nu, inventai da, și da, o băgai... Zic, dar și bine că e și o meserie, adică pot să, pot să și trăiesc din asta și nu, nu e doar uh, ca un hobby. Cum este să te transformi atât de mult, uite, în modeling, în, în, în film, în teatru? Uh, nu e vorba despre Diana, așa cum o știu eu, cum e aici pe, pe scaun. Cu, cum e să treci de la o frumusețe la altă frumusețe e să, să, să jonglezi printre toate frumusețile e foarte plăcut și uneori treci de la o frumusețe la ceva ce poate nu e atât de frumos ca ai și personaje negative de jucat uh -huh. și atunci apropo de părțile alea rele din tine poate uneori nu se potrivesc, dar poate uneori dacă scormonești foarte mult găsești și în tine o parte rea pe care o știi și la care tu trebuie să lucrezi dar pe care o poți eu, scoate un pic la iveală în momentul uh -huh. ăla și și un terapeutic uneori. Că știi să că am asta, în, în terapie, te n-am făcut uh, psihodrama, adică n-am făcut genul acesta de exerciții până acum. Mi-a fost frică, vă zic foarte sincer. Nu știu de ce am avut așa. Și, și uh, recunosc că și cu teatru, știi că sunt tot felul de cursuri de astea care folosesc uh, elemente din lumea teatrului uh, cu scop terapeutic. Dar da. am avut tot timpul o reținere, nu știu, adică mi se pare atât de vulnerabil să fie atât de expus. Eu încă nu sunt pregătit pentru asta. Da, uite, poate cu ajutorul tău mai, mai, discutăm și poate îmi fac curaj. Da, da, să știi că, mai ales dacă e un context unde te simți cât de cât în siguranță, ajută foarte mult aceste exerciții. Eu am un plan îndepărtat. Eu, în trecut am lucrat cu un grup de copii și am uh -huh. făcut dramaterapie, exerciții uh -huh. de la o doamnă psiholog și de la mine ce știam eu de la facultate și da. le uneam și am văzut niște lucruri și m-am gândit că la un moment dat. Aceste exerciții ajută și adulții și pentru foarte mulți. Și mă gândesc la un moment dat să mă duc mai mult în direcția asta, poate să fac un curs, la un moment dat mă gândeam master de pedagogie ca să ajut oamenii și cei care nu își doresc neapărat să facă actorie, dar prin exercițiile astea te ajuți foarte mult pe tine. E o are, formă are de ceva, terapie da, puternică. Exact, are ceva foarte puternic genul acesta de manifestare și cred că în continuare ăsta este și succesul teatrului. Oamenii de-astea sunt atât de dependenți de teatru. Real, știu oameni care sunt dependenți de teatru. Tocmai datorită acestei puteri catartice, această putere de curățare interioară pe care o, o are ca și manifestare. Mi se pare de absolut de? fascinant. Te întrebam însă cumva cum, cum jonglezi? Cum intri în personaj? Cum ieși din personaj? Uh. Cum, cum te regăsești tu pe tine? Înto După? Da, <laughs> se întâmplă să am roluri mai grele, unde durează puțin uh, să ies din personaj. Nu neapărat, din personaj ies destul de repede, dar încă țin încărcătura da. rolului pe care l-am avut de jucat. Și ca să revin la mine, ca să e important ca actor, trebuie să știi foarte bine unde ești tu cu tine, pentru că e punctul e casa în care tu te întorci uh -huh. și trebuie să poți să te întorci pentru că altfel există probleme cum mai au unii actori și se știe că au avut probleme că intrau prea mult în pielea personajului. Poți să nebunești, dacă, da, da, da. dacă nu te cunoști te bine pe tine. Cu viața altcuiva, poți da, trăi viața altă viață. Dar asta e important să te cunoști bine pe tine și mereu să ai busola aia să te ducă înapoi la tine. Uh, și, când, uh, când am un personaj de jucat, în prima, fa în prima fază, încerc să văd puncte comune cu personajul respectiv. Uh -huh. În momentul în care nu găsesc puncte comune, încerc să intru pe partea asta de psihologia personajului, uh -huh. ce s-a întâmplat, cu ce tulburare seamănă personajul și oare ce a pățit el în trecut de l face să fie rău, că am avut Se personaje negative. Context. Da, uh -huh. să creez un context. Dar dinaintea intrării pe scenă uh -huh. sau dinaintea secvenței, asta ajută foarte mult. Pentru că una e să joc când joc și știu că e rău și e doar rău personajul, uh -huh. și alta e să știu că mi-am imaginat eu că am libertatea, desigur, de discut și cu regizorul să vedem dacă este. Dacă mă ajută sau mm -hmm. dacă nu, dacă e de acord, dar de cele mai multe ori e important ce mă ajută pe mine și am o altă încărcătură când știu că răutatea aia a personajului vine din faptul că n-a avut iubire de la unul dintre părinți și are dorința asta de a se răzbuna și folosește manipularea, dar de fapt e tot o persoană rănită mm -hmm. pentru că mi-e mai aproape să. mi-e mai ușor să fiu de acord cu personajul cumva. Că tu dacă ai un personaj negativ nu poți fi împotriva lui. Adică nu poți. Trebuie să ții cu el, tre nu? Trebuie să găsești momentul ăla, ca să-ți găsești a te adevărul momentul ăla. Cum poți tu? Cum poate, de exemplu, am un personaj care se comportă rău cu cineva și încerc să mă gândesc când eu, la un moment dat, m-am comportat urât rău și să măresc chestia aia către ceva cu, imag cu ajutorul imaginației. Uh -huh. Dar vine de la un sâmburie care era tot în mine, ca să pot să-mi păstrez adevărul. Și așa fac, îi găsesc psihologic ce s-a întâmplat sau mă gândesc de unde e, de unde vine. Poate îl doare stomacul și de aia e rău. Sunt mai multe și am experimentat cu mai multe feluri da? de a juca. Da, și un până la urmă o amestecătură pentru mine, că fiecare actor da, să știi că mi se pare că, că este 100% lui. aplicabil în viața de zi cu zi <laughs> și la birou, ceea ce spui tu, <laughs> pentru că realitatea este că toți ne întâlnim cu oamenii în jurul nostru care față de care dezvoltăm tot felul de simpatii sau antipatii și realitatea este în același timp că nimeni nu este rău pur și simplu așa. Toți avem un background, toți avem da. în spate o explicație pentru modul în care acționăm în momentul prezent. Știi, și în momentul în care încerci să lărgești un pic poza și să înțelegi persoana în context. În, încep cumva cum spui tu, știi, să ți persoana respectivă da, sau, să, sau, sau să o accepti mult mai ușor. Exact. Și eu am început să fac asta foarte târziu. Abia după ce am început să merg la terapie și am început să să lucrez mai mult pe partea asta și la mine, uh -huh. am început în momentul în care cineva se comportă să nu mai am, am stresul pe care mi-l Da, uh -huh. mi îmi creează un stres și mă enervează, zic, nu faci așa din traumele ei, din persoana respectivă, nu înseamnă că trebuie să fiu de acord cu ea așa cum să fim da, cele mai bune prietene, dar bun. parcă nu mai mă încarc eu cu atâta supărare, că îi nervează, că de ce faci așa Face așa, care niște traume nu și le-a rezolvat pentru că eu iarăși cred că noi ca oameni nu suntem răi noi devenim răi prin prisma traumelor la care nu lucrăm da, da, da. noi că suntem copii nu suntem de la început așa Venim bine. Da, da. Eu, eu așa cred <laughs> eu chiar, chiar așa cred și prin prisma a traumelor și atunci mi-e mai ușor da. și iarăși m-a ajutat terapia să fiu mai atentă la mine pentru că și eu am lucrurile mele rele la care nu eram atât de atentă cumva Umbra. da, Umbra. da, exact, nu știu, cumva nu stăteam mai mult pe ele ca să-mi dau seama dar de unde au venit cred că nu suntem învățați, Diana, să da. alocăm energie acestei părți din noi care real nu ne place tot timpul suntem învățați mai degrabă că e ceva negativ suntem învățați să o punem deoparte, să o ascundem să nu arătăm și atunci, cumva, cred că e destul de dificil să faci cunoștință cu această parte din tine. Dar așa da. cum spui tu în momentul în care faci față, începi să observi niște lucruri... Începi că... să te și gândești de unde vin și atunci poți... Nu neapărat că nu scap de ea în totalitate, dar poți să work with it, ca să zici da. de unde a venit chestia Crezi că e asta? posibil să scap de ea? Ah, în Sau totalitate, crezi că e un scop să scapi de ea? Nu, nu cred. E tot din tine. Exact. Dar trebuie să vezi de unde vine și cum să... Da. Da. Cum cu ea acum, exact. Sau cum să o accepti și să rămâi poate uneori un pic în sentimentul ăla că acum, na, nu, nu poți să fii supărat pe tine și să. Ok, e partea asta de unde vine, nu știu ce m-a deranjat mai mult, cum pot să lucrez cu ea, cum pot în viitor să am grijă da. să nu mai apară așa și de ce. Mă aștept foarte mult să scriu sau să mă gândesc dacă apare. Partea asta mai rea am descoperit-o în gelozie prima oară. Da, ce interesant. Da. Da, în gelozie și apoi mă gândeam, ok, gelozia asta care vine la mine, cum pot să lucrez cu ea, că era uneori așa mai răutăcioasă, mă refer în relații. Mm -hmm. De exemplu, partea asta în gelozie față de alte persoane care mi-au rolul, nu, asta am putut întotdeauna să. Mai neagră, în zona de relații personale. Da, relații intime. personale, mm -hmm. da, și era gelozia aia, așa și parcă mă enerva atât de mult cealaltă fată și zic da, stai puțin, cum lucrăm cu partea asta negativă din mine, cum pot să o domnesc, cum pot să. Da. Să înțeleg, poate mai -o înțeleg. bine înțeleg. Da, exact, ca să să o, o, nu să o vindec în totalitate încât să nu o am, dar să pot să conviețuiesc cu ea, să mai, să mai liniștesc, că e cineva rănit acolo, să mă duc să mai liniștesc ca să nu mai iasă așa la iveală puternic. Dragilor, mă întrerup un minut pentru că vreau să vă prezint o perie care mi-a tras foarte tare atenția. Vine în două dimensiuni, este de la Parsa Beauty și apropo, Parsa Beauty îmi place pentru că nu urmează, ci setează și ridică standardul industriei din care face parte perile pentru pieptănat, atât pentru păr ud, cât și pentru păr uscat, din plută, vegane, din materiale reciclate, au toate certificările posibile, dar cel mai și cel mai important este că, în mod sigur, nu o să vă agreseze rădăcina firului de păr și nici fibra capilară, datorită tehnologiei speciale și flexibile pe care au înțepii de pieptănare. Sunt curios cum o să vă simțiți după ce le folosiți. Draga mea, Cărătoria ta, cred că de începe, de fapt. Așa cum văd eu lucrurile. Așa simt și eu. Ceea ce mi se pare absolut fascinant. Să știi că, real, mă simt foarte norocos că am ocazia așa, din când în când, să mă întâlnesc cu tine și să mai stăm de vorbă pe subiecte de genul acesta. Și, dragilor, să știți că partea experienței de salon este și asta, în care ai șansa să te întâlnești cu oameni care sunt foarte meaningful și foarte insightful, care au în ei un întreg univers și mai au și capacitatea să-l redea. Să <laughs> știi? <laughs> Că spuneai chestia asta: că nu ar putea să ai înăuntru tot ce trebuie, dar să nu reușești să te duci să mai departe, da. să transmiți lucrul respectiv. Spunem despre părul tău. Vreau să te întreb ceva care cumva este basic, dar ai o relație așa de faină cu părul, încât vreau să le spui tuturor, tuturor. Mm -hmm de ce de ce de ai o relație ce? așa de faină cu părul pentru că am grijă de el în primul rând știi că eu sunt vin la două luni să tun vârfurile știu. doar dacă am vreun proiect că are o rutină fantastică din punctul ăsta de vedere, <laughs> Da, știu acolo data e trecută acolo, e aniversarea două luni trebuie să merg să-l tun da, am mare am grijă de el și în ideea în care fiind în industria și a modelingului și a filmului, foarte des sunt puse multe produse cu afac și eu când sunt singură, la mine încerc foarte mult nici măcar să nu-l sucă cu difuzor, adică mm -hmm. să las cât mai pe natural, natural. Mm -hmm. să nu-l țin prea mult prin, să fie, să aibă pacea lui să stea cum e vrea. Ce înseamnă pentru tine părul? Uh, părul înseamnă, în primul rând, un atu. Uh, Mi se pare că îmi pune și mai mult personalitatea în evidență, că e este, nu? Da, e și e <laughs> așa special. <laughs> Și și înseamnă oportunitate să îmi schimb, apropo de personaje, foarte mult da. și aspectul, pentru da. că este și un, un parc cred care e și ascultător, mm -hmm. nu e greu de coafat, dar și îmi permite să schimb foarte mult. De exemplu, dacă l-am îndreptat, e. Deci ești altcineva? Da da, altă da, da, persoană da, complet. Poate da. să fie prins, poate să fie... Deci e una tu din mai multe puncte de vedere și ca model și ca actriță. Excelent. Și uh, acum ca uh, influencer, că stai foarte bine și pe da, social media. Da, și media. ca influencer <laughs> și produse. și ce vreau să te întreb, vreau să te întreb un pic cum jonglezi între lucrurile acestea, pentru că în același timp mi se pare că accesezi părți diferite ale personalității tale. În modeling am lucrat cu tine direct, știu cum te manifesti real pe set și Diana Peset este altă persoană, a intrat instant acolo unde trebuie să se ducă și dă în fața camerei tot ce trebuie. Ca actriță, evident, doar rezultatul văd, nu și procesul, mm -hmm. și la fel și pe zona de, de, de influencer. Cu, cu, cum ce părți accesezi? Pentru că te văd diferită în toate trei. Da, într adevăr am un alt fel de a lucra. Când sunt model și actriță, adică ca model și ca actriță sunt similare, adică uh -huh. sunt într adevăr foarte focusată pe lucrul respectiv, intru repede în pielea personajului în ce am de făcut. Ca influencer, în schimb, mi se pare că accesez o parte care îmi stimulează puțin ideea de marketing, publicitate, de a lucra cu ceva total diferit, de a-am gândi campaniile, uh -huh. de a-am gândi postările cât să mă vând pe mine. Okay. Și mă intrigă pentru că este ceva total diferit. Sper că faci foarte bine, a intrat foarte bine în zona asta de brand personal și de being self-aware, cumva știind care sunt aturile look, personalitate uh, și toate celelalte uh, din schemă. Mi se pare că real știi să ți le folosești, că e un feeling de marketing foarte bun. Da, îmi place și mie. Mulțumesc. Și îmi plac ideile foarte. Îmi place să când îmi vine că o idee bună, deci zic, mă, să mă smudul la publicitate. <laughs> uh, dar îmi place cum mă stimulează în direcția asta și ceva ce am ținut de când a început să-mi crească Instagramul, uh -huh. am ținut să mi păstrez naturalețea cât de mult pot. Vreau să te întreb despre lucrul acesta. Cum te raportezi la frumusețe în condițiile acestui social media? Instagram, mm, TikTok? O țin în YouTube? continuare pe stilul meu personal, care e foarte aproape de natural. Adică, de fapt, ăsta e stilul meu, natural cât mai natural și nu-mi pasă de ce e în rest. Okay. Adică, în ocaziu... mi s-a mai întâmplat să mi se sugereze să mă mai postez mai machiată, mai. nu știu cum să zic, mai de machiaj. Mai că știi cum e acum la noi, totul mai spre. Fals un pic. Eu am zis nu, eu vreau să... Mai muncit. Mai muncit, așa. Eu am zis că vreau să-mi păstrez stilul meu personal pentru că, în primul rând, Instagram-ul pentru mine, eu punând actoria pe primul plan, este ca o carte de vizită. Intri să mă vezi pe mine mai mult cum sunt și să mă vezi cum sunt eu. Da, nu vreau cum sunt ca să iau mai multe like-uri. Și am avut momente în care... Am căzut în plasa asta că ah, nu nu am nu merge postarea, dar după am zis, nu, important e să fiu eu mândră și să-mi placă mie ce-am făcut, uh -huh. să consider că mă reprezintă. Dacă are mai puține like-uri, asta e. La un moment dat o să gândesc o postare să facă și mai multe like-uri ca să păstrez ideea de clienți care mulți dintre ei se uită la numere. Uh -huh. Dar vreau să păstrez stilul personal și să fie, de exemplu, partea asta de stories, cum sunt videoclipurile pe care le trimit prietenilor pe WhatsApp în grupuri, adică ceva mai mai natural, Ca asta ajută și ca artist, adică e, e și bine ca marketing, dar e și bine pentru sufletul meu. Ce mișto! A funcționat chestia asta de naturalețe, că e ceva ce nu se găsește atât de des și mai ales la noi. Dar e, adică e și de marketing, mm -hmm. dar e și cât să mă simt eu bine la finalul zilei, pentru că eu nu mă simt bine dacă fac anumite lucruri și le-am făcut. Vezi că ăsta un preț foarte interesant făi. pe care foarte multă lume îl plătește, în sau nu se gândește că va trebui să-l plătească. În momentul în care diferența e atât de mare între zona de social media, ceea ce comunici, ceea ce propui, și cum ești tu de fapt, prețul apare. Pe diferența asta nu are cum să să rămână așa în aer. Cineva o plătește și de ce nu mult ești tot tu. tu da, da, <laughs> cel tu care persoană care postează, da, într adevăr, da, așa este. Făsești. Cum ți se pare nebunia asta de trenduri de frumusețe care tot apar pe TikTok, pe Instagram, ai văzut că apar tot felul de... Nu știu, de la sprâncene, de nu, știu cum, până ah, la buze, uh, nu știu cum, până la buze, nu știu cum, până la contouring-ul vieții, până la... Inclusiv la păr, cred că ai văzut că sunt o grămadă de uh, da. trenduri de, de păr. Uh, totdeauna mă uit la ele doar în ideea în care uh, de, și trenduri și în fashion și tot, nu uh -huh. numai de pe TikTok și așa, mă uit în ideea în care să văd dacă se întâmplă să mă inspire ceva, dacă nu cumva eu sunt foarte sigură în alegerile pe care le fac eu și de styling și de look uh -huh. și atunci nu, nu m-ar interesa. Dacă ar fi ceva la modă ce nu îmi place sau simt că nu mă avantajează, niciodată nu mi-aș cumpăra sau nu mi-aș face doar pentru a fi la modă. Mi se pare că stilul meu personal, care este versatil, nu, nu, uh -huh. nu are nevoie de ceva ca să fie între niciodată nu mă interesează. a să, să fie un trend. așa că dacă nu, nu e... Nu, 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 nu mă interesa să fiu un trend decât dacă îmi place trendul. Ok. În rest merg pe clasic, care clasicul merge și în rest, dacă îmi place trendul, da, sigur, Okay. I would hop a, hop on. A, a, așa ai fost tot timpul sau ai educat chestia asta la tine? Am, că foarte curios. Te întreb pentru că, fost... real, foarte multă lume are, or, are o luptă cu chestia asta, știi? Uh, N-am avut-o niciodată, cred că și pentru că am început de foarte mic uh, modeling, unde în modeling trebuia să-ți păstrezi un aspect cât mai natural, totul, da, a fost a fost... Să fie... cât mai neutru cumva. Da, da, și m-am obișnuit cu asta, probabil, când eram. Posibil pe la 16-17 să mă lovească această chestie de tren, dar fiind cu modeling-ul rămâneam în ale mele și ulterior, acum când am crescut, sunt mai mult pe ce-mi place mie... Actionat. De exemplu, a fost, s-a întâmplat la un eveniment să mă îmbrac mai trendy și odată mi s-a întâmplat, știu sigur exact, și pă, un anume trend asta cu uricul gol și pantalonii mai cu stare joasă mai anii <cute> 2000 și mi-am că arăt bine, adică nu e, dacă aș avea de jucat un personal sau dacă aș avea lor, nu mă simt prost, dar nu mă simt că e cu mine în stilul meu. Și am zis ok, nu, nu mai vreau, dar am experimentat și asta, am vrut să încerc să văd cum e. Mi se pare foarte tare. Da. Și nu m-am simțit neapărat nici nasol că îmi plăcea cum arătam, adică îmi plăcea styling-ul și așa, dar am zis, bă, nu prea e personalitatea mea, nu e, da. nu e stilul meu și nu o să mai experimentez acest stil. <laughs> e... Uite, o chestie care aș vrea să te întreb. În ceea ce faci tu, din toate punctele de vedere, ești foarte expusă. Cum faci față lui nu? Cum este pentru tine să ți se spună nu Și sau să nu fi Ți Se spune nu foarte des, mai des ca model. Și asta m-a ajutat pentru că eram frustrată când eram mică dar am reușit să lucrez cu asta, să-mi dau seama că nu înseamnă că nu am potrivit atunci. Poate au fost clienți care mi-au zis nu de 3 ori și a 4 ori m-au luat și după aia m-au luat și a 5 -a și a 6. -a. Adică am avut și oportunitatea <laughs> să văd. -a dar, dar, au fost și eșe, adică au fost și momente în care o plecare a fost un eșec, n-am făcut niciun ban, n-am luat niciun casting, adică am trecut prin multe. Și la, a, la modeling eram acum am o mentalitate foarte așezată și asta e, mm -hmm. ți-a zis nu, ți-a zis nu. La actorie, în schimb, am avut mai puține castinguri, mai puține proiecte, mai ales în primele mele castinguri și eu am avut norocul să iau mult, adică procentul de castinguri pe care le dau și le iau e mult mai mare mm -hmm. decât cel pe care nu. Dar știu că odată am avut un film unde am fost foarte aproape și eram două fete și tot timpul ne-a chemat, de multe ori ne-a chemat să tot aleagă între noi uh -huh. la multe probe și într-un final a ales-o pe ea și am fost devastată și nu reușeam să-mi amintesc cum era, că la modeling am avut și lucruri mai mari, adică am fost la casting la Armani care mi-a zis nu și nu am fost așa devastată ca atunci când nu luasem uh -huh. acest rol pentru că eram mai am puține castinguri și nu reușeam să am aceeași mentalitate, deși era același lucru. Da, nu era tot nu. Adică tot nu era, da, exact. Și după aia am lucrat la asta ca să încerc să mă relaxez și să mă detașez, să dau un casting în ideea în care mă duc la castingul ăla, am încredere în mine și nu e, nu mă gândesc că nu-l iau în sensul în care e așa uh -huh. negativ, ci în ideea în care dacă mă duc acolo și mă gândesc că există și posibilitatea să nu-l iau și accept asta, mi se pare că nu mai sunt așa încrâncenată și când nu ești încrâncenat, ești mai liber. Și poate te duci la casting ăla și faci ceva liber și te vede directorul de casting, nu doar uh -huh. regizorul, nu te ia pentru proiectul ăla, dar directorul de, de casting ține minte? te propune în altă parte sau poate și regizorul în altă parte, că te vede că ești creativ, ești liber. Asta mi se pare foarte interesant și cumva îți mulțumesc că ai ridicat asta, să vezi partea pozitivă inclusiv dintr-o experiență potențial negativă este ceva fantastic. Asta în viață e cel mai bine dacă reușești să faci să vezi asta. Să silver lining, bucățica da. aia. Uite, m-a văzut acum și nu am de unde să știu un viitor cum omul respectiv manifestă către mine da. zona Sau asta. Sau mi s-a întâmplat să am un casting care a fost prost din diverse motive, știu pe viitor și la următorul casting care poate e proiect mai important nu o să mai fie la fel. C am trecut și prin asta, că eu am avut un am avut castinguri in opinia mea, bune și mai puțin bune. Dar unul a fost prost rău Unul ăla, trebuia să experimentezi și eu ăla, prost. rău rău-rău de tot. Asta avem, to să știți că și eu am o experiență cu o tunsoare care a fost rău, mai nici nu vreau da. să-mi aduc aminte. Da. Da. Okay. Se întâmplă și la noi la actor se întâmplă uneori poate că ai o zi proasta, adică nu e lucrând cu, e, cu da. emoțiile tale, cu tot corpul tău, așa da. se poate întâmpla să fie un factor. De multe ori trebuie să înveți să treci peste, dar uneori ai el, mai, mai ales la casino da, Măi, și la, ăla prost, 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 îngrozitor, oribil. Hai m mă ajutat ca la următoarele castinguri să am o mică relaxare în plus, că ai zis, ok, a fost prost am și fost ce s-a întâmplat okay. nimic, nu am pățit nimic altceva, în afară că am avut o experiență proastă, știu pe viitor, știu ce mi-a declanșat, ce așa, dar zic, băi, nu s-a întâmplat nimic rău, să mor, am pierdut casting, dar nu s-a întâmplat ceva să fiu acolo, nu știu, parcă Excel. era ceva colosal, că aveam și emoții mari și după aia la următorul casting, zis că mai ales pe teatru am foarte puține castinguri pentru spectacole de teatru, mult mai puține decât pentru film și atunci emoțiile sunt mai mari că e... Normal. Și e și dorința mai mare. <laughs> și la următorul casting a fost mult mai bine că mă gândeam, când mă mai luau emoțiile mai, mai tare așa, mă gândeam, da stai că eu am mai avut un casting și n-a... ce mai au emoțiile? Ce se întâmplă cel mai rău? Asta, e prost întâmplat și deja. am pierdut castingul, dar mai mult de atât Nu se întâmplă, adică nu sunt Știi că unele emoții sunt constructive Altele mm -hmm. sunt foarte rele Și da, când da. le simțeam pe alea că se Un pic în cealaltă direcție, îmi reaminteam de acel casting Zic, ăla a fost nasol, dar ce am puțin Nimic, aia e, mă văd aia și poate Unii cred că nu joc bine Asta, e cel mai rău. Asta este cel mai rău lucru da. care se poate întâmpla da. Diana, aș vrea să te întreb Ce înseamnă frumusețea pentru tine Dacă ar fi să o definești Dacă ar fi să îi o... dai așa mm. o formă Frumusețea pentru mine înseamnă naturalețe și posibilitatea de a te arăta cum ești tu, de a fi vulnerabil. Um, mi se pare foarte important să, apropo de trenduri și așa, să, să O persoană frumoasă pentru mine e o persoană care a lucrează cu ea, are un caracter frumos um, și a lucrat și cu traumele și cu tot și se arată așa cum e ea, fără să-i pese de ce zic ceilalți. Este foarte frumos ce spui. <grijă> <grijă> și <grijă> nu ai da, zis nimic, asta... a de parucreț. creț. sunt, da, da, detalii, detalii, dar într-adevăr și naturalețea asta Dacă ar fi să mult. Nu dăm sfaturi, că nici eu, nici tu nu e cazul să facem acest lucru, dar dacă ar fi să, nu știu, îi spui cuiva sau Dianei mai mici, așa, <grijă> ceva în legătură cu frumusețea și cum ar trebui să o abordeze, ce îi spune? Uh, cred că ar spune ceva tot în direcția asta De uite-te înăuntru tău Și încearcă să fii cât mai aproape De ce zice inima ta Adică și în legătură De orice decizie Și de aspect și de cum te comporți Încearcă să fii mai aproape de ce zice inima ta Și încearcă să-ți dai seama dacă zici Dacă e bună sau rea <laughs> Că poate sunt unele lucruri rele Poate la un moment dat inima zice ceva rău Că ce, dintr-o suferință ajunge să spună da. ceva rău Dar gândește-te cât mai bine, cât dacă îți face bine ceea ce vrei tu să faci, cumva în direcția asta de a, fi, de a te arăta și de a avea puterea de a fi vulnerabil. Puternic, dar vulnerabil. Puternic, dar vulnerabil. Cred că cu asta o să rămân de la, de la Diana. Draga mea, îți mulțumesc foarte tare. Mulțumesc și M-am bucurat foarte mult să te am aici. Ai, real, ai o energie atât de faină și ești o inspirație. Pur și mulțumesc simplu, nu mă și din, te... mă vedeți, nu mă din a, din, a, zâmbi și din a râde, pentru că asta îmi transmite în permanență de fiecare dată, Diana, la fiecare întâlnire uh, a noastră. Cred că concluzia episodului de astăzi este, uh, ca și până acum, frumusețea este o călătorie ea se întâmplă nu doar în afara noastră, unde uneori suntem mai bine, altori suntem mai puțin bine, dar indiferent cum ar fi, este foarte important să aducem dinăuntru autenticitatea, puterea și frumusețea în afară. Dragilor, vă mulțumesc!